Vladimir Putin impune noi interdicții în Rusia. Kremlinul se teme de proteste. Rusia interzice protestele și mitingurile în aproape toate spațiile publice. Vladimir Putin a semnat o lege care stabilește că nicio adunare de acest fel nu poate fi organizată în vecinătatea clădirilor publice și nici în spațiile adiacente. Legea prezintă cu o listă foarte cuprinzătoare cu astfel de locuri supuse interdicției. O lege promulgată de Vladimir Putin este de natură să introducă noi interdicții rușilor nemulțumiți de regimul său. Aceștia nu vor mai putea să protesteze sau să organizeze mitinguri și demonstrații în zona clădirilor care adăpostesc instituții de stat din Rusia. Astfel, nu pot avea loc proteste în gări, aeroporturi, instituțiile de învățământ, dar nici în apropierea acestora. De asemenea, clădirile care adăpostesc instituții ale autorităților publice sunt incluse pe lista locurilor în care este interzisă organizarea de mitinguri, marșuri și demonstrații. După cum anunță agenția de presă TAS, mai multe prevederi au fost promovate printr-o nouă lege ce tocmai a fost promulgată de Vladimir Putin. Pe lista locurilor interzise pentru proteste se mai află porturile maritime și fluviale, clădiri de asigurări sociale, organizații educaționale și medicale, locurile de joacă pentru copii și terenurile de sport. Va fi interzisă organizarea de mitinguri atât în clădirile autorităților, cât și în spațiile din apropierea acestora. Interdicția se aplică și zonelor din apropierea obiectivelor de importanță vitală, inclusiv a celor care asigură activitatea rețelelor electrice, termice și hidrografice. Dar decizia se aplică și în cazul bisericilor și altor clădiri de cult, precum și a terenurilor pe care sunt amplasate locașele religioase. Pe de altă parte, interdicția nu se va aplica la serviciile religioase și la alte rituri și ceremonii religioase organizate de biserica de stat din Federația Rusă.